Capitolul 19. Cum se comportă un Dumnezeu la o nuntă? După ce reuni în felul acesta elementele bandei, șeful porni la drum. Însoțit de cei 5 locotenenți ai săi, el se îndreptă mai întâi spre Nazaret. Călătorind fără bagaje sau animale de povară, poposiră prima noapte, probabil la Sichem, în a doua la El Ganim și de acolo, traversând câmpia Esdrelon, ajunseră la insignifiantul sătuc unde se afla familia sa. Să nu uităm că vagabonzii noștri n-aveau nicio lețcaie. Toți 6 își abandonaseră meseriile, neprofitabile fără îndoială, dar onorabile, propunându-și să trăiască de acum încolo pe spinarea neghiobilor. În drumul lor, n-avem nicio îndoială, multe cotețe și aduseră contribuția, și multe livezi le asigurară desertul la mesele lor boeme. Contau poate și pe generozitatea prietenilor din Nazaret, dar când ajunseră acolo, întreaga familia lui Iisus era la o nuntă, în apropiere. Nu-i nimic, o să ne invităm singuri la nuntă, veni Hristos cu ideea. Și porniră către Cana, care era la doar o leghe de Nazaret. Era vorba de niște meșteșugari umili care își căsătoreau fiica. În Iudeea, căsătoria era cel mai mare eveniment al existenței. Și chiar și în familiile sărace se celebra cu un anumit fast. Când ajunse Iisus, însoțit de cei 5 tovarăși de vagabondaj, nunta era întoi. Ceremoniile care se fac de obicei la o nuntă se terminaseră, nemai rămânând decât ospățul. Acest festin nupțial dura adesea mai multe zile. Nu trebuie să mai spunem că tocmai acest ospăț era partea esențială pentru banda noastră de profitori. Așa că nu-și puseră problema că ar fi ajuns prea târziu. Nimerirea în mijlocul petrecerii, când tocmai se sfârșise procesiunea logodnicilor. Era într-o miercuri, zi consacrată căsătoriei domnișoarelor. Pentru văduvele care se rămăritau, era desemnată ziua de joi. Iată cum se petreceau lucrurile. Soția se pregătea cu atenție pentru ziua cea mare. În ajun, ea făcea o baie, ceea ce uneori, pentru frumoasă, era o noutate, o baie parfumată. Apoi se împodobea cu toate bijuteriile și ornamentele ei, printre care o centură șmecheră de jad, prinsă solid, pe care doar soțul avea dreptul să o desfacă. La urmă își punea pe frunte o coroană de mir și se acoperea din cap până în picioare cu un văl imens. Împopoțonată astfel, tânăra fată aștepta sosirea laiului. Lângă ea se aflau 10 fecioare care urmau să o conducă cu o lampă în mână. La o oră târzie răsuna și strigătul convenit. Iată, iată soțul. Ieși înaintea lui. Aveau grijă să aleagă o noapte frumoasă, ceea ce nu era greu, având în vedere că timpul frumos era ceva frecvent în Asia Mică. Procesiunea înainta, având în față o trupă de cântăreți care își amestecau vocile cu sunetele flautelor și ale tamburinelor. În spatele lor venea soțul, îmbrăcat în haina lui de gală, cu fruntea prinsă într-un turban aurit, înconjurat de ghirlande de mirt și trandafiri. Alături de el, 10 prieteni țineau în mână ramuri de palmier. Îl însoțeau părinții, ducând torțe aprinse, și toate domnișoarele din cartier îi salutau cu aclamații. Uite-l pe Leazar, care se căsătorește astăzi. O ia pe micuța Noemi, nu-i așa? Te cred și eu, fata lui Moș Samuel. S-au cunoscut la un bal, la grasa Rebeca, în pădurea de Ricin. Și ia uite la Noemi, cu voalul ăla enorm, fără nicio crăpătură, să-i vezi măcar vârful nasului. O roșcată nici bună, nici rea, cu o gură de-ai tot timpul impresia că ar vrea să înghită luna. O nebunatică. S-ar zice că își iubește viitorul soț. Nu sunt nici 8 zile de când au fost surprinși, giugiulindu-se lângă mlaștina cu lipitori. Pungașul de Eleazar, ce bucuros e! Uitați-vă, holbează ochii ca un pește frit. Odată procesiunea terminată, soțul, urmat de însoțitorii săi, înaintea spre tânăra fată și, luând-o de mână, o aducea în pragul casei. Acolo primea de la socrul lui o piatră mare, plată pe care era scrisă suma zestrei, atunci când exista o zestre.
Apoi, alaiul își relua marșul spre locul ospățului. Am mai spus că nunta dura mai multe zile în Bretagne. Mesele de seară urmau după mesele de prânz, iar cinele urmau după mesele de seară. Oamenii se ghiftuiau de la pocneau burțile și între mese se veseleau cu ghicitori și alte jocuri de spirit. Așa se petreceau lucrurile. Nu inventez nimic. O săptămână întreagă, chiar două uneori, petreceau în toată veselia. Tobias, capitolul 8, versetul 23. De asemenea, pentru a modera excesul de plăceri și a întoarce spiritele la gânduri mai profunde, era obiceiul să se spargă din când în când paharul logodnicilor. Acest obicei al spargerii paharului se continuă și în zilele noastre la căsătoriile izraelite. Exista și momentul când toți mesenii își acoperau capul cu batista sau cu șervetul și începeau să scoată sunete lugubre. Tocmai se deschisese șirul de ospețe când a apărut și banda noastră de pier de vară. Se instalară fără mofturi în mijlocul invitațiilor și, în veselia generală, stăpânul casei nu se mai gândi să le facă vreun afront. Maria încercă cu greu să-i adreseze lui Iisus o dojeană maternă. Ticălosul, care nu se lucea prin respect filial și nici prin politețe, îi răspunse cu impertinență: "Femeie, ce avem noi doi în comun?" Aceste cuvinte, mai mult decât grosolane, sunt raportate de Evanghelie cu sânge rece. Ioan, capitolul 2, versetul 4. Ca și cum ar fi vorba de o replică naturală dată de un fiu mamei lui. Notați că aceste vorbe nu sunt numai cele ale unui mitocan, ci și cele ale unui prost notoriu. Iisus ar fi putut să-i spună lui Iosif, dacă ar fi fost acolo: "Noi doi n-avem nimic în comun." Dar mamei lui? Ce glumă ineptă! Fac un apel la toți tații și toate mamele. Nu-i așa că replica asta merită o pereche de scatoalce? O singură scuză poate pleda în favoarea lui Iisus. Aceea că trebuie să fi înghițit cam prea multe aperitive înainte să intre în sala de banchet și, prin urmare, avea creierul cam încins. În fine, Maria era neputincioasă, ca multe mame. Se mulțumi să se întoarcă spre gazdă și slugile ei și să le spună: "Lăsați, nu-l contraziceți." Întreaga suită sfântă se instală deci la masa invitaților. Andrei, Simon, micul Ioan, Filip și Bartolomeu, pe care nimeni nu-i văzuse niciodată și care nu primiseră vreo scrisoare de invitație la nuntă, se așezară tacticos în mijlocul nuntașilor. Cu bădărean de asemenea forță, ne gândim că sticlele se goleau repede. După un timp, toată lumea cerea vin. Iisus, care avea gâtul uscat, ca toți ceilalți, simți nevoia să-și pună la bătaie atotputernicia. Se hotărâ să profite de divinitatea lui pentru a face o minune pe care, la urma urmei, le-o datora celor de față. Erau acolo 6 vase de piatră care se umpleau cu apă la terminarea mesei, pentru ca oaspeții să-și spele mâinile. Hristos chemă slugile și le zise: "Umpleți vasele cu apă." Și slugile umplură vasele cu apă până la vârf. "Acum," continuă Iisus, "scoateți din vase și duceți tuturor să bea." Servitorii îl ascultară din nou. Minune! Apa se transformase în vin, într-un vin rafinat. "Vă rog." Socrul crezu că rândul de băutură venea din partea ginerului său, care voia să le pregătească invitațiilor o surpriză. Îi spuse deci: "Complimentele mele, nu ești ca alții, care servezi mai întâi vinul cel bun și apoi, când fiecare oaspete își deschide buzunarul, servesc un vin de mâna a doua, de care nimeni nu-și mai dă seama. Tu ne-ai oferit vinul bun mai întâi și acum ne oferi unul și mai bun. E bine, prietene, e perfect. Ai toată stima mea." Dar proaspătul soț ținuse bine socoteala sticlelor lui. El îi fu recunoscător tâmplarului vagabon care, fabricând subit vin bun din apă chioară, își plătea partea lui și a tovarășilor lui intruși. Dacă mai înainte Iisus nu fusese văzut cu ochi buni, acum deveni eroul petrecerii. Profită de aceasta pentru a fi aplaudat într-un cântecel compus de el, care a fost păstrat de Sfântul Augustin, epistola 236 către episcopul Ceretius.
Acest cântecel nu era probabil foarte potrivit, având în vedere prezența miresei, al cărei soț se pregătea să desfacă centură. Dar în sfârșit, facem ce putem. Chiar dacă e vorba de un mesia, iată cântecul, pe melodie necunoscută. Sunt lampa pentru voi cei care mă vedeți, sunt ușa pentru voi cei care bateți, voi cei care vedeți ce fac eu nu spuneți, vreau să desfac și vreau să fiu desfăcut. Vreau să împodobesc și vreau să fiu împodobit. Vreau să zămislesc și vreau să fiu zămislit. Vreau să cânt, dansați toți de bucurie. Asta era poezia epocii. În asemenea condiții, înțelegeți că seara s-a terminat în mare veselie. Datorită lui Isus, vinuri din cele mai bune colecții curgeau în valuri. Toată lumea bea de stingea și era bucuroasă de această mică orgie. Prima minune a lui Hristos fu deci o minune de beție.